Așa, gata. Băgăm de originala, originala bandă. Hai să vedem ce băgăm la bandă. Ce avem noi aici? Andreea alește odată cu mine. Mișto. Bă, ce pula mea. Păi băgăm astea, dar nu mai avem pâine, ce pula. Las că ne descurcăm cu pâine uscată originală. Și mai avem una pe acolo. Uite, Andreea originală, d-astea ca lumea. Bagă băiatul, uite, la bot. Mată. Mamă, ce bună e. Palimosul la Matsu Gro. Băgăm până ne căcăm pe noi. Băgăm original, nu ziceam aici. Ea arată ca un căcat. Doamne, căcat. Pofta ce-am poftit la haleaua mea. Te așa mă fac. Mișto. Andreea originală, vine așa finuță cu o pungăriță de fornetic. Mănâncă în fața ta. Uite, fată, că am început și eu să înțeleg deontologia și dicția asta. Mănâncă în fața ta. Să vedem dacă își convinește asta. Și uite ce produce băiatul dându-astea. Ce produci tu, fată, doar căcat. Bă, eu produc și căcat. Dar mai bag fel ceva. Ne-a jignit! Aolo, să mă pula. Tu nu mai jigni pe mine. N-ai jignit pe nimeni în viața ta. Don't cry for me, nu știu ce. Baia care zicea asta era o eroină. Mă bune. Care au cunoscut-o și ceilalți, care erau dușmanii. Tu ce pula mea ești? O de-aia fără cur, că ți-ai zice Băsău, dar nu ești nici Băsău tu. Tu nu știi ce pula mea ești. Că mă uitam la corpul ei, cum trebuie să o fut eu pe asta? Pocita puli? Aoleu! Poate lui maică mi-a plăcut de tine. Că mama are bunătatea aia prostească românească. A, că pocitu! Lasă-l pe pocitu să fie cu pociții, că de fapt el singur își alege cu pociții, nici cu cine umblă Andreea, cu pociții. Păi mamă, bă, pociții nu mă acceptă. Ia uite-te cum arăt eu. Păi se face, maica mea dacă ar fi mai, maica mea e femeie simplă, dar înțeleaptă. Dar dacă ar ști mai multă carte, s-ar tâmpila ca bro. Păi se face segregare între ea frumoși și ea urâți. Nu, mamă, stai liniștit, că ne futem și între noi. Da, ni se face poftă, că suntem perverși. Poți să te fuzi cu oricine. Și cu o negresă, și cu o japoneză, și cu o chineză. Asta se numește
Nu mai știu termenul, Andreea. Dar nici tu nu știi pe aia cu șnel șnel, degeaba ai învățat germană. Ce pula mea învățat pe acolo, că ăia dădea și dă șnel șnel, tu mergi așa. Ce pula mea? De ce dracu te-ai apucat să învești germană? Trebuia să învești tu o limbă latină, ceva spaniola, italiana, că aia merg puțin mai lent, dar sunt deșert și e în felul lor. Dar la nemții e totul cu viteză. Da, fată, blitzkrieg, gale. Sunt inventator mișto. Ce pula mea te-ai apucat? Tu să faci asta. Îți dai seama că ești cu căpuțul, uite așa, zic de la două mâini. Și de fapt n-ai învățat nimica. Ăla ești o fată, că n-ai învățat nimica. Nemțoica când a venit, vorbea limba română. Adică, fă, să te-mi pula mea de aici, de cu torea culii. Și cum arăta nemțoica? Că ăștia sunt băi serioși. Ce ne-a trimis? Niște doia mișto. Că și nemții credeau, bă, ajungem la doia mișto. Da, dar numai aia că aia mișto, n-a părut să ne pe acolo. Eu de greșeală am apărut. Și trebuia nemții așa ca proștii. Unde am ajuns noi? Și după aia, ăia niște erau futuți. Sau cel puțin corupt, sau ceva. Că trebuia imediat să ne dea telefoane. Bă, ăia mișto, veniți aici că vin niște de-aia să nu ne facem de căcat. Nu. O, să stai, Andreea, păi de când pula mea stai aici? De 12 ani. Ce pula mea ai făcut? Am sub la țâța lui țâța. O, fată și jurgină. Wow, mai vine o dată asta. Mai avem câteva vizite de la ăștia, să vezi sponsorii puli unde se duc. Bă, e mișto. Că e vina lor. Bă, e și vina voastră. E vina tuturor. Într-un fel sau altul. Că trei. Și este un dar de la destin, de la mama natură, Dumnezeu, cum vrei tu să-i zici? De la măta ta, tu e. Și ar trebui să-l prețuiești. Tu ce faci grasa puli, te îngrașă. Atâta că poți să n-am. Dar degeaba, că dacă zici că are unul capul mare, băi, deștept. Ui, la zguduire, minte, Paolo. Bă, sunt și de aia cu capul mai mic. Că era un pop francez, foarte inteligent. Ăștia s-au mirat. Bă, ăsta era microcefal, nu știu cât pula mea de centimetri pe avea, cam jumătate de mare. Numai că avea sinapsele alea pe lumea. Deci nu contează mărimea capului, că unii pot fi foarte inteligenți și cu capul mai normal. Numai că la ăștia cu capul mare se cere, bă, tu de ce pula mea e capul mare? Păi, bă, 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 a, de-aia. Bă. Da, o să-l dau, uite așa. Păi că nu o fac nu de-astea. O să faci. Să vezi tu câtă pula o să suci. Cum? Am mai văzut eu găgici la viața mea, Andreea Ordinală, că m-au găgici. De diverse categorii. Dar toate erau deștepte. Da? Mhm. Uh-huh.